Lua aruncătură de băzi de oraș, dar fără apă curentă și canalizare. Vorbim despre locuitorii comunei Bresnița de Ocol, localitate situată la nici 2 km de municipiul Reședință de Județ. Acestei situații se va pune însă capăt din primăvara anului viitor, odată cu finalizarea lucrărilor de racordare a gospodăriilor la serviciile de apă și canal. Vor beneficia circa 2000 de locuitori. Este un serviciu așteptat de foarte mulți ani de către locuitorii noștri. Din discuțiile purtate cu constructorul, lucrarea se află în acest moment undeva la 70% executată. Termenul de executare este data de 13 ianuarie 2016. Să sperăm că se vor încadra în acest termen. Și, după cum am spus, pentru mine este o mare mulțumire atât ca primar, cât și ca cetățean al acestei comune. În acest proiect vom avea aproximativ 830 de racorduri gratuite, care cuprinde tot legare la apă, legare la canal, inclusiv apometrele vor fi montate gratuit de către SECESECOM, care este firma parteneră în acest proiect și care mai departe vor administra acest serviciu de apă și canal. Ce lungime va avea rețeaua în această zonă? Cea de apă în jur de 20 de kilometri și cea de canalizare 15 și ceva. Sunt într-un stadiu relativ avansat, este vorba de un procent de 40%, conform graficului și conform realizărilor de pe teren. Este vorba despre un proiect în valoare de 2.600.000 de euro fără TVA, proiect care include rețele de canalizare și rețele de apă în comuna Brăznița și în satul Magheru. Inițial, aceste lucrări ar fi trebuit executate la pachet cu cele care vizau extinderea rețelei de apă și canal în turnul Severin. Acest proiect a făcut parte dintr-un aglomerarea Severin, Brăznița de Ocol și Șimian, după care licitația fiind nereușită s-a lotizat pentru a putea intra în termenele finanțatorului. Lucrări de extindere a rețelei de apă și canalizare se execută în această perioadă în mai multe sate din comuna Șimian. Cerneț, Dedovița Nouă și Dudașul Cernețului. Lucrările sunt un procent de 30-35% efectuate în acest moment. Cantitățile sunt mult mai mari, aproape duble față de aici, și sperăm să fie bine, să terminăm în timp util. Când este termenul final de execuție? Ianuarie 2016. Lucrări similare sunt în execuție sau urmează să înceapă în vederea extinderii rețelei de apă și canal și în Drobeta, Turnul Severin, Gura Văii, Cujmir, Braniștea, Strehaia, Comanda, în comuna Rogova și orașul Baia de Aramă. Valoarea totală a proiectului este de peste 300 milioane lei, iar de aceste servicii vor beneficia 140.000 de locuitori ai Mehedințului și din zonele de implementare a proiectului.